așa că îi poftim alături de noi. Ce faci, Joe? Ce faci, dragule? Ce face prietenul nostru ca Bron? Bine te-ai întors. Mulțumesc mult de tot. Reparat, automatizat. Vă rog frumos, acolo să este cancelarea. Haideți aici la bar. Aici? Să stăm totuși la bar, da. Hai. Acolo e cancelarea, profesor, hai. Despre școală vorbim. Nu, mai bine haideți aici. Ce faceți? Piesă împreună? Da. Din nou. Ia povestiți-ne, da. Acum e premiera, nu? Da, noi am mai lucrat, am mai scos o piesă cu inima și niciodată nu știu când nu am scos știu, 2 cu ani, inima. 3 ani ceva, 3 ani cred. Așa e și... 4 așa? Da, cred că așa da. Așa vechi prieteni. Păi sunt 3 ani de la pandemie. Eu încă mă chiar să mă urc. Și cum a venit ideea să scoateți piesa asta, care e una de dragoste de data asta, nu? Păi și prima e tot de dragoste. Da, piesa se cheamă La Mal, e un fel de final de relație cumva. Știi că e la mal când a ajuns relația la mal. E la final sau e la început? Dacă ai ajuns la mal înseamnă că ai trecut de furtună da. Și ești pe mal și poți să mergi bine, înainte. Da, vezi, bravo, uite, tu vezi mereu asta pozitiv, așa, da. Ce să, am făcut piesa și se potrivea Joe. Și știi cum lucrez eu? Se potrivește mult peste tot. Joe e talentată, e super fată. Îngânfată? Super fată. Super îngânfată, am înțeles. Nu e îngânfată, Joe. Deci eu zic super fată, ea face îngânfată. Ok. E bine. Da. E bine. Și e bine, cam asta cu piesa, na, a ieșit bine, exact cum așteptam, de fapt peste așteptări. Și merge. Și ați început anul exact așa cum trebuie. Păi așa trebuie. Da, chiar da. Chiar l-am început bine din punctul ăsta de vedere. La, oricum, e o chestie la mine și când vin la tine la emisiune, după aia piesa aia e hit, iar bum, bum, bum. Așa să dea Dumnezeu să și, fie. Deci și care mai asta? Aveți piese de-astea de le scoate, să vreți să promovați, să fie bine cu piesa, veniți la domnul. Bine, când e în emisiune. Cum ești tu? Mulțumesc, bine, acum sunt automatizat cu încă două cârge, dar peste vreo săptămână scap și de ele, încep recuperarea și o să mă apuc de sală exact cum s-a apucat Dorian. Și Anca mea e cam în acea situație. Anca și... s-a operat, Anca Dinicu, da, nu? Da, și doresc să se facă bine mai repede, de că avem s-a treabă. Operat? S-a operat chiar înainte cu o zi de Crăciun. Și e bine acum? E din ce în ce mai bine, dar este foarte greu cu recuperarea. Plânge în continuu, într-o semidepresie, așa că se simte... Anca, îți simt pumnii, te sun după emisiune. Da, s-o sun, să ne încurajăm noi ăștia așa. cu ligamentele rupte. Da, lasă, o să fie bine. Păi cântăm piesa asta, luăm o scurtă pauză de publicitate. Aici avem cancelaria, profesorii lui Dorian, învățătorii, școala. Să rămână. L-avem și pe Coțofană. Coțofană, facem o analiză pe piesa, ai analizat piesa, videoclipul, tot? Nu, că suntem prieteni. Poliția muzicii... Păi și tocmai că suntem prieteni, mai bagă și pe noi în seamă. Poliția muzicii face Coțofană pe YouTube, oameni buni. Cu doi artiști foarte talentați. Și nu îngânfați, talentați, da? Cabron și Joe, care au piesă împreună și piesa practic e Cabron și Joe, nu? Da, dacă ținem cont că adică n-ați să știi cum e, ca la Starea Civilă, cu e. E de pe albumul meu și atunci, da, mă gândesc că e Cabron e piesa lui, cu eu Joe. Când refren. Și Joe, cum vreți voi, Joe, Cabron, cum... cum vreți, nu contează, doar e important să o ascultați. Acum l-ați ascultat pe artistul Cabron, dar să vedem ce face și tăticul Cabron, pentru că Cabron este un tătic extraordinar. Cât are acum băiatul? 13. 13 ani? A început adolescența? Da. Și? Și ce? Și cum e? Adică te descurci ușor? Păi acum nu prea mai ai ce să-i faci. Îl lași pe el așa să-și facă treaba. Tu doar îl ghidezi, așa știu un pic. Am înțeles, nu trebuie să-i intervii foarte mult. Nu, și nici nu sunt de acord cu mari intervenții asupra copiilor. Dar știi ce vreau să te întreb? El are 13 ani acum. Da. Tu în tinerețea ta ai cântat și niște piese care poate nu s-ar putea cânta la televizor întotdeauna. Le-ai ascultat și versiunile alea? Sau le-ai luat-o și ai zis, bă, fiule, haide să-ți arăt aici ce-a mai cântat tata. Ca să nu ascultăm, să auzim după aia de la Da, le-am mai ascultat, îți dai seama acum ce se face. Și eu când eram puștan, mă tiram, îmi luam un Walkman de ăla, îmi puneam căștile și ascultam eu singur acolo, știi, câte ceva. Ce să faci? Știi mai multe ca noi. Important să asculte muzică copiii și acum ce și aleg ei să asculte, treaba lor. La tine, Joe, cum a început anul ăsta? A început cu dreptul? Îmi place stilul ăsta al tău, ești foarte elegant, așa, foarte, cum să zic, diamantată toată. Mulțumesc. A început bine, a început cu 2 sau 3 concerte, nu mai știu. A început ish, adică s-a și terminat ish, a și început ish, dar m-am redresat pe parcurs.
Sunt bine. Și în rest am înțeles că merge bine și cu viața, ceea ce îți dă alt elan. Dar ce înseamnă iși? Știi, mă, cum ai zis că la terminatii? Iși, așa și așa. De generație, de trend. Bun, asta am zis să prima dată n-am văzut. Că și eu sunt veche rău, crede-mă că nu-i mă pe ăștia mici de vin. Mă simt veche tare câteodată. Mai zicem că ne mai ascultă de așa. Bun, deci, nu sunt fresh. Dacă a fost ok și a fost ok și, dar e ok și în viața de zi cu zi, asta contează. Sunt bine, sunt ok. Foarte frumos, să cântăm Cabron și Joe, oameni buni. Piesa asta căutați-o pe YouTube, căutați-o pe Spotify, căutați-o peste tot și o să vă placă. Mulțumesc mult de tot, Cabron. Și noi mulțumim. Să rămână Joe. Bă-ți, așa. Îți mulțumesc mult de tot. Te faci bine. Și mulțumesc și aveți grijă de voi. Ascultați-i, căutați-i pe YouTube, căutați-i pe Spotify, peste tot. Sunt talentați. Iar noi ne vedem mâine la ora 3. Până atunci, seară frumoasă, oameni buni. Și vă mulțumesc mult de tot încă o dată pentru toate mesajele trimise în toată perioada asta cât am lipsit. Vă mulțumesc mult.